Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, am revenit cam târziu astăzi. Pentru că m-am trezit târziu pentru că am dormit târziu. Și acum suntem la discuții cu patroana și cu Mihaela. Păi vezi, și dacă are WhatsApp. Ce s-a întâmplat? Ce a zis patroana, Olga? Ce facem, patroană, cu tata și cu Cătălin? Cine mă sună, Olga? Cu aceeași fată. De la pane, măi, prieten, patroana spune că Olga ăsta cât pleacă în Anglia mâine sau poimâine, are avionul programat, biletul, și e supărată și spune că care merge să stea cu tata la București. Ce propui, patroană? Păi cade omul ăla, mă, cine dă medicamente? Păi atunci să vină acasă omul ăla, patroană. Da, omul ăla de ce nu stă acasă? Dacă e om bolnav, de ce nu vine acasă? Serios? Dacă nu vrea. Ha? Și păi și atunci ce să facem? Ce propui? Ce pe pungă, uite, îmi fac în acasă, mă doare cap. Hai, du-te după el, tu cu Georgiana. Păi când marți ne ducem, nu avem bani. Care marți? Mâine. Când pleacă Cătălin. Păi mergeți mâine seară. Tu cu Georgiana și stați acolo la București cu el, de ce nu stați? A? Bună întrebare. Ce aveți de făcut? Îl lasă ursul pe Georgiana fără ea. A, și atunci ce atunci... Toți acolo nu aveți loc, doar să vă mai luați un apartament. Ce câte camere are acolo? Două, are doar. Hai? N-are un living și un dormitor. Vezi? Doar să vă mai luați un apartament. Dar și ursul, dacă merge cu Georgiana, n-au nici unde sta. Nu. Doar să ia alt apartament. E dormitorul mare al lui și un living. Păi și dacă dormi la nevastă sau acolo. Și voi dormiți la Arin. Păi atunci de ce mai mergeți dacă nu dormiți cu el? De ce mai mergi? Că urmează să stai cu el, urmează să te iei la nevastă ta și tu se parate în camere la hotel. Nu știu, patrona, trebuie să-l convingi pe Cătă să nu mai pleci. Sau să-i găsești acolo? Dar înțelege, nebun ăla. Păi, ai zis că e de 50 de milioane. Să rămâne și mâine, o iau tot. Dar ce ai zis când ai spus că e de 50 de milioane? Că se de acum. Mă, ce de acum? De unde am? Acum, pe loc, vrea. Da. Da. Nebun tot. A zis că dacă vreți să nu mai plece, să-i dați banii până pe data de 18, când ar vine. Lasă-l să treacă și lasă-mă cu el. Și ce crezi că s-a alege de el în Anglia? Se îmbogățește în Anglia, câinii cu covrigi în coadă acolo. Câinii cu covrigi în coadă acolo. În Anglia, nu? Da. Stam cu covrigi în coadă, dă bani. Hai bă, că a venit din România, luați bani ăștia. L-așteamtă câinii cu covrigi în coadă pe Cătă. Da, patron. Asta așa e. Nu se face bani în străinătate. Gata, ai venit din România și te-a dat și ai bani. Pe Cătă așa crede. Că îi spună ea, vai, Cătăline, ai venit din România. I-a zis, eu în câteva luni vin blindat cu 2-3 mii de euro. Că n-ai auzit listică că am umbrat în căptură atâta alea, nu mai merg nici aia, adusă 15 milioane căștiri. Oh. 4 zile, am umbrat în căptură. E bine? Nu e bine. Păi nu, vezi, așa vreau să te duci la legume, legume îți trebuie să știi. Da, atrăgeam la sărăcie. Pe căldură. Da, și cum suntem bolnavă. Eu sunt marele patroan, îmi fac contracte cu muror de gazia și îmi fac la bani. Bravo, păi mai bine așa. Fac muror de gazia, uite asta, muror de gazia, îmi face contracte. Muror de gazia. Să văd ce poate vinde. Hai să spălăm mașina, mai bine. Da, bună idee. Ca să văd dacă a lovit o piatră, că nu se vede bine. Unde? Mă duc să spăl mașina, să văd unde a lovit o grindină. Hai, dacă vedeți eu. Hai. Hai la spălătorie. De ce vii tu? Că mergi la spălătorie, du-te în casă. Să vedem, avem înduituri mici pe aici, dar nu vedem bine că e praf. Trebuie să o spălăm mai bine. Mm. Bravo, bine ai zis.
David, oprește muzica. Că să-ți ia mașina asta și poarta ține găsirea. Vezi, patron? Bă, nu rău la gaji. Vezi, nu rău la gaji. Tu vrei să-i deschizi tu poarta? Da. Nu rău la gaji? Găsirea poartă. Doamne. Bă, lasă-ne să filmăm. Mă duc că țarne. Uite ce geamul spart. De la grindină. Cine? Piatra la spate. Da, era puțin crăpat sus, acolo. Doamne. S-a crăpat de tot. Trebuie să-l schimb. Asta e. Trebuie să ieșim din curte. Nu văd nici bani de acasă să iau ceva. Plovesc, plovesc mașina. Am atins, că e lăsată suspensia. Dar tu nu atinge, trebuie făcută ceva la bordura. Cine l-a făcut după la trebuie să torn ciment. Cine e pe după? Nu știu. Aristica. Aristica e? Aristica, Aristica. Nu cred că e Aristica, Aristica da, e? Da, e aici. Ce faci? E cursul. Aha. Trebuie la terasa aia în pădure, acolo să stăm la umbră. Care te las în pădure? Mamă, ce e cald rău de tot. Este 31 de grade. Ține mă tu filmarea. Lasă-o la mine. Dă-o la mine. Lasă-o la mine, că nu vreau să mă filmez eu. Vă filmez pe voi, voi sunteți vedetele importanți. Vedetele importanți. Păi da. Doamne, ce face soarele. Uite, burghinul. Nici ochelea nu mai am. Uite, burghinul, patrona. Burghinul. Unde merge, asta merge și burghinul. Burghinul tot acolo merge, nu? Tot acolo merge. Bravo, patrona. Asta, da. Lasă cu pisicul să vorbim cu el. Hai, mergi, lasă cu pisicul. Hai. Hai, lasă dar cu pisicul. Dar nu ai nici batic în cap. Dar nu știu dacă e acasă, știi, cu pisicul. Nu ai nici batic în cap. O fi cu legumele plecate? Hai să-l căutăm. Hai să vedem. Zicea David că nu-i nimic, hai să-l prindem. Da. Mă, Aline, dacă nu trebuie să mă om după el, urmă te duci tu și urs. Eu nu mă duc, patru. Dar de ce nu găsiți om să te vedeți? Păi de unde să găsiți cu un om să stea cu el? Pe cine? Omul nu e să-l las singur, să-i dă pastilele, să-i dă alea. Păi pe cine, patru, nu trebuia pe Olga și pe Bogdan? Uite, dacă Olga n-a vrut să lua pe Bogdan și eu, că nu mai spun acum pe mine. Păi Olga cu Bogdan trebuia să te cu tata împreună. Dar Bogdan. O ia diamant de la Bogdan. Mergem să trecem pe la pisicul, pe la poarta, să vedem dacă e acasă. Hai, bă, să vorbim la urmă cu ăsta, să ne aducă și la curcan de casă. Curcan? Ce faci cu ei? Păi când plecăm acolo la naș, trebuie un doi curcan de casă. Păi când te duci la naș, patron? Când te duci, te duci, patru. Te duci cu George? Da. La naș? Da. Unde? Bravo, patron. Da, și tu, David. Pisicul tău nu e acasă. Nu mai da detalii, David. Nu e acasă. Că nu e dubă, e plecat, patronul face bani, sică. Face lumea bani. Crezi că lasă zarzavaturile lui să facă bani, să meargă da, să stea la București în apartament? Pe cum să-ți lase legumele în care are activitate în fiecare zi să meargă să stea la apartament? Că a băgat banii marfă mai ales, cum să lași marfă să se strice? Așa e, lasă-le să-l facă. Păi nu, pe bune, vezi? Așa e. Tu ți-ai lăsat afacerea să te duci să stai. Dar nu stai unul de-ageaba așa. Dar nu lasă nimeni treaba lui din mână ca să facă pe-al lui altul. Da. Trebuia să luăm numărul ăsta, tu i-a pus curcanii de telefon. La magazin m-am fi deschis. Ce face acest om? Vrum, 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 vrum. Băi, David, o să te duci tu să stai cu leu. Mă, patron, hai să căutăm pe aici, pe stradă, om. Poate vedem pe cineva. Stai, David.
Deci, e cal patron la București. Teroare. Și mai patron, cel mai bun om să stea acolo în apartament, degeaba ești tu. Da-și mă, din gură. Pe bune ești tu. Serios. Tu ești. Putinan, auzi, uite aici. Să nu cobor pe acolo. Stai că nu coborăm. Aline, care e terenul să vorbești și eu? Nu știu, stai că revenim. Mă, patron. Uite, s-a aprins și canistra la motorină. Mai avem 90 km de mers. Auzi, de ce cel mai bine ar fi un om să stea cu tata, care are și permis și tot, Ștefan? A, păi tu n-ai auzit că a fugit de la Pe unde a fugit? E un hot suban, un bandist. Cristi Marini acolo, nu stă cu el? Nici el, e pe vers, e pe el. E pe vers? Pe vers, e așa. Mare pe vers ăla. Da, filmează pe Fudiș. Și atunci ce facem? Mihail, auzi că Cristi Marini pe pers nu e bun să stea cu tata. Ăla nu e bun, zi, cum îl cheamă? Ștefan. Ștefan. Fani. Fani nu are permis. Păi și ce să faci, să găsim și șofer și bonă? Și permis și tot ce vrei tu. De unde, patronă? Și pe vers, și nepervers. Și cu permis. Și fără permis. De unde să luăm? Numai Cătă e bun de toate. Cătă, patronul. Dă-le Cătă, dar nu vezi că nu mai vrea. Dă un galben mare și gata. Auzi că l-așteaptă acolo pe oamenii. Păi a zis dacă îi dai 50 milioane, dă un galben mare. A zis dacă îi plătești 50 de milioane cheltuiala care a plătit-o la oameni, stă. Da, bă, vezi, dă-te, bă, dar dă un galben mare. Să plătesc mototoiul ăla. Pe motul întâi, dar are permis și stă și cu el. Și el o femeie. Păi are. A luat tot. Are deja. Lasă-l să nu mai stă nimeni cu el, să vină acasă. Păi da, așa ar fi bine. Patron, de ce nu vorbești cu el să vină acasă? Da, serios. Ia muierea cu el. Păi da, du-te tu cu Luci după el. Da. A? Nu tot Pinte era ala, cine era? Pimpi, era Pimpi. Pimpi. Pimpi era. Nu Pintea. Dar Pintea unui patron, hai să trindem pe Pintea. Păi ia sună. Pintea nu rezistă o zi acolo. Dar Pintea era mult. Ce vă fiete, mă? Nu, patronul, nu știu ce să vorbim. Eu cred că ideal este să meargă George. Da, noi am fost odată. Acum e și rândul lor, dacă vor să meargă, dacă nu... Să meargă George. Să merge George. Cel mai bine. Să-ți lasă-ne pe noi până. Tot aceea sunt și noi, cu bălâs. Ia Mihaela, ia suc ceva, luați-le ca să-mi dai bani schimbați. Ia suculete. Prieteni, ce să mai mă bag să spun mașina, revenim mai târziu cu detalii șocante, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și revenim. Cam scurt, dar suntem în depresie acum, vă pupăm. Ușa, Mihaela!